Criza medicamentelor e tratată cu promisiuni de Ministerul Sănătății. Autoritățile promit că de anul viitor vor lua măsuri ca să stopeze dispariția medicamentelor esențiale din farmacii. Asta în timp ce oamenii încearcă acum să facă rost așa cum pot de tratamentul pentru boli precum gripă sau cancer. Cristina Ștefan e în direct cu noi și ne spune mai multe de acum. Cristina, bună dimineața! Care e planul oficial al autorităților și ce se întâmplă de fapt deocamdată? Bună dimineața, Ana! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Știm că autoritățile promit de ceva timp că vor găsi soluții astfel încât să stopeze dispariția medicamentelor. Ministerul Sănătății a anunțat deja că se lucrează la o nouă metodologie de stabilire a prețurilor medicamentelor, dar și că de anul viitor se ia în calcul restricționarea temporară pentru anumite medicamente, astfel încât acestea să nu mai plece din țara noastră, însă toate aceste măsuri cel mai probabil se vor lua de anul viitor. Știm foarte bine că boala nu așteaptă, iar românii din țara noastră se tem că nu își vor găsi tratamentele vitale și ne referim aici fie la bolnavi cronici, la cei care au diabet sau afecțiuni oncologice, dar și la foarte mulți care se lovesc de viroze, de gripă sau de alte infecții respiratorii. Cei mai mulți străbat orașul, se plimbă de la o farmacie la alta în speranța că își vor găsi tratamentul prescris de medicul specialist sau de către medicul de familie. Din păcate, puțini au succes, încât foarte mulți români își caută acum tratamentele în străinătate sau pe rețelele de socializare. Știm că producătorii de medicamente generice au avertizat încă de la începutul acestui an că ne vom lovi de cea mai gravă criză a medicamentelor și iată că, din păcate, această situație se agravează de la o zi la alta. Luna trecută, de pildă, au ieșit de pe piața românească aproximativ 100 de medicamente. Care sunt mai exact cauzele? Inflația, dacă e să ne referim la medicamentele pentru bolnavii cronici, dar și cel mai grav val de viroze din ultimii ani, și asta pentru că această situație se reflectă în mare parte a Europei. Este o cerere uriașă în mai multe state din Europa, dar și în Statele Unite ale Americii, în ceea ce privește antitermicele, dar și antibioticele pentru copii.